În județul Călăraș au reapărut cazurile de pestă porcină africană. În ultimele două săptămâni au fost confirmate încă 4 focare, 2 în comuna Perișoru și 2 în comuna Ciocănești. În total au fost sacrificate 199 de animale, majoritatea provenind din exploatații ilegale descoperite în comuna Ciocănești. Proprietarii au fost sancționați cu amenzi și nu vor putea primi despăgubiri din partea statului. Numai anul trecut în județul Călăraș au fost confirmate peste 100 de focare de pestă porcină africană, dintre care unul la o exploatație comercială și 35 de cazuri la Mistreți. Astfel, cetățenii din Ciocănești și Perișoru, dar și din localitățile învecinate, sunt rugați să ia toate măsurile de dezinfecție și igienă care se impun în astfel de situații pentru a evita răspândirea virusului. Orice caz de moarte sau îmbolnăvire al animalelor din gospodărie trebuie adus imediat la cunoștința autorităților sanitar-veterinare. Cetățenii sunt rugați să respecte măsurile de prevenire și combatere a bolii, având în vedere gravitatea acesteia și consecințele economice deosebit de grave generate de apariția ei. Reamintim că pesta porcină africană nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici și mistreții. Mai multe amănunte despre situația din județ ne dă Viorel Bucur, directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Călăraș. În județul Călăraș avem 4 focare de pestă porcină africană. 2 sunt în localitatea Perișoru, sat Mărculești, și 2 în comuna Ciocănești. Ce ne puteți spune despre numărul de animale bolnave? În comuna Perișoru am avut într-o gospodărie 7 capete și în cealaltă gospodărie am avut 9 capete de suine. Și în ceea ce privește situația la Ciocănești? La Ciocănești, în prima gospodărie am avut 29 de capete și în cea de-a doua am avut 154 de capete. Erau exploatații profesionale înregistrate? Nu, erau gospodării, erau înghepeuri. Din câte știu, legislația prevede foarte clar, în momentul în care depășești 20 de capete, trebuie să urmezi niște pași. Ne puteți spune exact despre ce este vorba? Da, vă spun că peste 20 de capete de suine, la proprietarul îi revine obligația de a declara activitatea și să înregistreze la Direcția Sanitar-Veterinară, să înregistreze la Registrul Comerțului, să se înregistreze la primărie, la Registrul Agricol. Sunt mai mulți pași de urmat, să înțeleg. Da. Voiam să vă întreb, în momentul de față, dacă nu au urmat acești pași, riscă vreo sancțiune sau ce se întâmplă? Da, au fost sancționați. Ambii proprietari au fost sancționați. Sancționați cu amendă sau până unde puteți merge cu aplicarea sancțiunilor? Ne puteți spune quantumul? De 2400 de lei. Pentru fiecare? Pentru fiecare proprietar, da. Animalele identificate au fost ucise? Da, au fost ucise după ce s-a confirmat. După ce s-au confirmat în urma analizelor de laborator? Exact, da. Incinerarea lor sau cum, au fost îngropate? Ce ne puteți spune? Da, metoda alternativă, da, din îngropare. Au fost îngropate pe teritoriul comunei Ciocănești? Da, pe teritoriul comunei Ciocănești și celelalte pe teritoriul comunei Perișoru. Locația o stabilește primăria în colaborare cu dumneavoastră sau care este procedura? Groapa a fost stabilită de cei de la mediu, de la Apele Române și primăria. Primăria a dat locația și cei de la instituțiile care le-am enumerat și-au dat avizul. Am înțeles. Ne puteți spune câteva măsuri de prevenire în momentul de față pe care călărășenii ar trebui să le respecte? Da. Pentru limitarea răspândirii virusului peste porcine africane, tuturor cetățenilor, în special crescătorilor de suine, le revin următoarele obligații. Da. Să crească porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, de microclimat și bunăstare, să elimine posibilitatea de a veni în contact cu alți porci străini, să nu cumpere porci din localități necunoscute fără a fi identificat, rotaliat și fără certificat sanitar veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, să nu hrănească animale cu resturi alimentare provenite de la carne de porc găsite în familie.
dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț sub nicio formă să nu dea la porci. Resturile. Da. În momentul de față aveți în analiză și alte probe prelevate de la animale bolnave sau suspecte de a avea virusul? Nu, la ora când am discuția cu dumneavoastră, nu avem nicio notificare de suspiciune. Am înțeles. În ceea ce privește porcii mistreți, aveți cazuri înregistrate în județul nostru? La ora aceasta nu mai avem niciun focar la mistreți. Am înțeles. Considerați că riscul este crescut de extindere a virusului? Dacă nu respectăm... Dacă nu respectăm măsurile de prevenire. Exact. Dacă nu le respectăm... Atunci și riscul este pe măsură. Da, riscul e destul de mare.